S-a discutat despre ispită din nou după ce au ieșit de la capricii. Diana spunea că pe ea deja o doare capul din cauza acestui subiect. Doamna Ana le zicea, măi fetelor, voi ați venit aici să vă măritați și Tes i-a răspuns doamne Ana că nu au cu cine să se mărite spunea că vorbind în numele ei, ea nu poate să spună decât că nu este nimeni potrivit acolo pentru ea și doamna Ana o îndemna să meargă la cameră să ceară să intre cineva pentru ea în casă Tes îi spunea că într-o lună și jumătate cât a mai rămas până la sfârșitul competiției ea oricum nu se mai mărită chiar dacă ar veni cineva pentru ea și doamna Ana i-a explica că nu trebuie neapărat să se mărite, poate să intre cineva, să cunoască pe cineva, să și facă o relație. Tes i-a răspuns că probabil de acum încolo nu o să mai intre nimeni în casă, iar despre cei din casă, spunea că ea a cunoscut pe băieții, nu este nimeni pentru ea, nu mai are niciun scop acolo. Spunea că scopul ei ar fi de acum încolo să meargă acasă, și pentru că nu are ce face, de aceea dezvoltă acest subiect și se gândește la ispită.